Bun găsit! Un complet de judecători al Curții de Apel Cluj a admis o cerere formulată de doi avocați care au dat în judecată Guvernul și Direcția Generală Juridică din Ministerul de Interne. Reclamații au cerut instanței să anuleze trei hotărâri ale executivului. Două vizează prelungirea stării de alertă, iar a treia reglementează folosirea așa numitului certificat verde pentru unele activități. Certificatul verde digital atestă dacă o persoană a fost vaccinată împotriva COVID-19, dacă a trecut prin boală sau dacă are un test negativ. Documentul este folosit de la 1 iulie, în special pentru călătoriile în Uniunea Europeană. Acesta este folosit și în țară, în zonele care au atins scenariul roșu. Soluția Curții de Apel Cluj nu este definitivă și poate fi atacată în 15 zile. Decizia finală va fi anunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție.